În numele dumneavoastră le mulțumim acestor talentați tineri și vreau să le spun că trebuie să fie conștienți de talentul pe care l-au aparte în viața lor cu care Dumnezeu i-a înzestrat, pentru că orice artist este înzestrat cu un dar special al lui Dumnezeu și ei au și mai mare motiv să fie conștienți că e nevoie în fiecare zi să-L laude pe Dumnezeu pentru apelul pe care Dumnezeu l-a făcut la ei, dându-le un har aparte, față de ceea ce poate noi toți avem. Ne mulțumim mult. Mergem mai departe. Munca aceasta a masoreților de vocalizare a textului a fost uriașă și anevoioasă și grea. De ce? Uitați-vă dumneavoastră aici un cuvânt. Avem trei consoane, D, B, R. Acest cuvânt vocalizat cu A devine dabar și înseamnă cuvânt. Dar vocalizat cu E, de B, înseamnă ciumă. Ei, imaginați-vă dumneavoastră, sigur că contextul a ajutat foarte mult, cum își închipuiau sau cum traduceau sau câte variante au apărut la text numai datorită unui cuvânt, spre exemplu. Și atunci munca masoreților a fost de vocalizarea textului sau greutatea lor în vocalizarea textului a fost de identificarea sensului contextului și a ideii importante pe care textul o cuprinde. Alt cuvânt, din Deuteronom 25, 19. Avem iarăși patru consoane. Uitați-vă, vocalizat cu E, țecher, sunează amintire, pomenire, vocalizat cu A, sunează bărbat. Și exemplele s-ar putea înmulți. Gândiți-vă până au adus masoreții textul la înțelegerea sensului lui și a ideilor principale, vocalizându-l ce a însemnat acest lucru. Dar câte variante până acolo au fost în textul ebraic? Câte nu se pot spune aici, doar ca idee pentru dumneavoastră să înțelegeți ce înseamnă un text vocalizat, textul masoretic, textul recept al Vechiului Testament, pornind de aici în anul 900. Etapa edițiilor critice. Mai nouă, în 1939, Rudolf Kittel descopere cel mai vechi codice masoretic la St. Petersburg și pe baza lui și a altor codici încearcă să realizeze un text critic, o ediție critică a textului Vechiului Testament, a textului masoretic. Apoi, în 1976, avem Stuttgartensia, ediția critică a textului ebraic, lucrată pe baza analizei codicilor vechi și a versiunilor vechi, intitulată această ediție Stuttgartensia, textul critic al Bibliei ebraice, masoretice, pe care o folosim până astăzi. Aceasta este. Aceasta este ediția critică folosită până astăzi, adică ediția cu textul cel mai aproape de textul original ebraic. Dar iată până aici câți pași, câte etape, câtă muncă în istoria textului. Constituirea canonului biblic. Când a apărut, cu alte cuvinte, colecția de cărți ale Vechiului Testament, așa cum în mare astăzi o avem. Desigur, după anul 70, când un conciliu sau un sinod, am spune noi, de la Iannia din anul 90 după Hristos, discută problema canonului, în sensul că această problemă s-a născut în momentul în care anumite cărți care circulau în spațiul tradiției iudaice și cultice și nu numai, ca Proverbele sau Eclesiastul, Estera, Cântarea Cântărilor, se punea problema dacă sunt canonice și trebuie puse acolo în categoriile acelea de care am vorbit înainte și vi le-am arătat, acolo la didactico-poetice poate, sau nu. Și atunci, disputa aceasta a stabilit care sunt cărțile canonice a Vechiului Testament și care nu sunt cărți canonice sau sunt apocrife și hotărârea a fost ca aceste cărți să fie introduse în canonul ebraic. Canonul Noului Testament. Să nu credeți că canonul Noului Testament sau cele 27 de cărți pe care le avem în textul Sfânt, în edițiile critice ale Bibliei, dintr-o dată cineva le-a scris așa, le-a publicat, s-a dus la o editură, la o tipografie și au apărut în varianta pe care astăzi o avem. E o istorie întreagă
până când canonul cărților Noului Testament 27 a ajuns să fie fixat așa. Altele eliminate, altele aduse în canon, altele din nou eliminate și așa mai departe. Timp de 4 secole aproape. S-a stabilit, abia o să vedeți imediat, în secolul 4. Dar cine a declanșat, de fapt, această mare luptă pentru stabilirea canonului Noului Testament? Marcion. Marcion era din Sinope, din Ținutul Pontului și tatălui era episcop. Însă a avut o atitudine exagerată față de tot ce era iudai și elimină din colecția lui de cărți, socotește el, aproape toate cărțile Vechiului Testament. Ajunge și la Noul Testament. Și din colecția Noului Testament, tot ce îi se părea iudaic, elimină. Și canonul lui, sigur că a fost alungat din Asia, ajunge la Roma, încearcă să se lipească de o biserică, nu este primit, încearcă să creeze el o biserică și să-i impună un canon, n-a reușit. Cert este că a reușit să dea un anumit canon, o anumită listă de cărți, care începea cu Evanghelia după Luca, eliminând primele două capitole și 10 epistole pauline. Atât. Biserica s-a sesizat și în momentul acesta a început munca asiduă de stabilire a unui canon, pentru că, iată, erau controversate cărți pe care creștinii sau evanghelii pe care creștinii le scoteau canonice, autentice până în acel moment. Oarecum Marcion a declanșat acest lucru în anul 144. Cine a continuat sau care eveniment a continuat conștientizarea bisericii în acest sens? O dispută dintre Dionisiu, episcop al Alexandriei în secolul 3, și un episcop Nepos din Arsinoe pe tema Apocalipsei. Acest Nepos din Arsinoe, episcop învățat, scrie o carte intitulată Împotriva alegoriștilor. Și spune el, textul din Apocalipsa 20 trebuie interpretat literar în sensul de împărăție de 1000 de ani. Dionisie are o reacție și elimină. Scrie și el o carte, este convins de Nepos că Apocalipsa ar susține ideea de împărăție de 1000 de ani, intermediară între venirea lui Iisus și împărăția veșnică, a doua venire a lui Iisus. Și atunci Dionisie, convins fiind de Nepos, scrie și o carte despre făgăduințe și socotește Apocalipsa carte apocrifă. Deci carte neautentică. Și atunci s-a născut o întreagă dispută în biserică. Cum Dionisie acestea era o personalitate, Nepos o altă personalitate, aș vrea să vă spun că timp de un secol, un secol, nu un an, nici o lună, nici două, un secol aproape, nimeni n-a mai avut curajul să spună că Apocalipsa este carte canonică, este a Evanghelistului Ioan, dacă ce înțelege prin Evanghelistul Ioan, și să o aducă în canon. Și timp de un secol Apocalipsa n-a fost citită, n-a fost recomandată sau socotită carte necanonică apocrifă, lăsată la o parte, aruncată. A trebuit să vină o altă personalitate după un secol și care să facă ordine. Este vorba de Sfântul Atanasie cel Mare, care, într-o epistolă festivă, 39 de Paști, ceva în genul unei pastorale pe care o trimite episcopul, creierului și credincioșilor de sărbătorile mari, într-o epistolă 39 de Paști spune așa, cărțile în Noul Testament sunt 27 și le înșiră în această listă, exact cum le avem astăzi, începând cu Matei și sfârșind cu Apocalipsa, exact ceea ce noi avem astăzi în Noul Testament. Și include Apocalipsa între cărțile canonice. Și adaugă la sfârșit, zice, acestea sunt izvoarele mântuirii, nimeni să nu scoată sau să adauge ceva la el. Sau să scoată din el. Atât de puternic a fost personalitatea Sfântului Atanasie, că brusc toată această dispută pe Apocalipsă și numai pe Apocalipsă și pe alte epistole sobornicești, pe epistola către evrei, s-a încheiat. Și din acest moment avem canonul de 27 de cărți al Noului Testament, așa cum astăzi îl avem. N-a fost suficient o pastorală. Și atunci s-a convocat un sinod, are loc la Laodiceea, în anul 360, și cu două canoane. În canonul 59 se spune că la
cult, la liturghie, se citesc numai cărțile canonice, obligatoriu numai din ele, și în canonul 60 se și spune care sunt acestea, adică cele menționate de Sfântul Atanasie. Și în momentul acesta se pecetulește în secolul IV, după secole întregi de luptă, canonul Noului Testament în biserică, așa cum îl avem astăzi. În apus, pentru a se statornici acest canon de 27 de cărți și acolo, se definitiva și acolo lupta, a fost nevoie de sinoadele de la Hippo, din Africa, 393 și Cartagina, 397, decretând ceea ce Atanasie a pus în epistola sa și ceea ce sinodul din Laodiceea a hotărât, și apoi definitiv toate aceste hotărâri ale acestor sinode la sinodul 7 ecumenic de 787, pecetluindu-se pentru totdeauna canonul Noului Testament cu cele 27 de cărți, așa cum astăzi le avem. Și asta este în mare, în mare, foarte mare, istoria zbuciumată a textului sfânt, a cărților Noului Testament și Vechiului Testament, până când au ajuns în colecția care astăzi se cheamă, sau în cartea care astăzi se cheamă Biblia. Dar munca cea mai grea este aceea de reconstituire a textului în decursul timpului, decursul anilor, a textului biblic, adică încercarea de a-l aduce din an cât mai aproape de textul original. Pentru că toate aceste etape, tot acest buciumă al bisericii, toată această lungă și dramatică istorie a lui a adus foarte multe modificări, foarte multe variante în text. Și s-au instituit discipline aparte de cercetare, de analiză, de specialiști, de oameni specializați în critica textuală, de teologi care au încercat să aducă textul timpului de astăzi cât mai aproape de textul original. Cât mai aproape de textul original. Sigur că Origen în secolul III se întreba el atunci, din multitudinea de variante, care este cea mai aproape de textul original. Și atunci sigur că s-a vorbit despre niște cauze ale coruperii textului. Și iată care sunt acestea. În primul rând, hârtia de scris, papirusul, un material de scris slab, care după 40-50 de folosiri, el se degrada, era hârtia de scris specifică secolelor 1 și 2 în special, apoi în secolul 3-4 lupta dintre papirus și pergament, câștigă pergamentul, pergamentul fiind un material făcut din piei de antilopă, de oaie, de vită, după o anumită procedură și o tehnică chimică, era mai rezistent decât papirusul și avantajul că se putea șterge, se putea rade și scrie din nou, ceea ce papirusul nu permitea. Apoi a apărut mai târziu hârtia de bumbac în secolul 10, împrumutată din China, sau hârtia de zdrențe în secolul 13. Însă, materialul de scris cel mai folosit era pergamentul, deși era foarte scump. Ei, gândiți-vă că tot acest material perisabil, hârtia de papirus, pergamentul chiar, apoi hârtia de bumbac și de zdrențe, care era de calitate superioară, au influențat textul, pentru că, iată, variantele originale tot mai mult s-au pierdut și s-a simțit nevoia copierii textului, a variantelor originale. Oricând s-a copiat textul, au apărut și greșelile. Deci copierea manuscriselor, o altă cauză, manuscrisele s-au copiat din rațiuni particulare sau din rațiuni liturgice sau caracterul enciclic al unei scrieri a condus la fel la nevoia copierii intense a manuscriselor. Și copiindu-se manuscrisele, adică ce înseamnă caracter enciclic? O epistolă sau o evanghelie se citește aici, dar trebuie să citească și în altă localitate, apoi și în alta, circulând s-a degradat, degradându-se, s-a simțit nevoia copierii. Când s-a copiat, au apărut greșelile. Și de ce greșelile? Care sunt aceste greșeli? Ia uitați-vă! Greșelile sunt de două feluri, așa l-a intitulat și Origen, greșelile neintenționate și greșelile intenționate. Greșelile neintenționate veneau dintr-o citire neglijentă, atunci când trebuia să citești, de exemplu, două litere asemănătoare, de o liniuță departajată diferența,
Și atunci, sigur că s-a putut ușor să se dicteze sau să se citească în loc de HN și putea să schimbe sensul unui cuvânt. Sau auzitul defectuos. Și uitați-vă dumneavoastră aici aceste vocale, omicron și omega, care pronunțate sunt O, dar care însemnează foarte mult la auzire și în scris, pentru că poate să fie un cuvânt, spre exemplu, o logos, să zicem, care în acuzativ singular este ton logon, auzim O, și în genitiv plural este ton logon, dar cu omega. Și înseamnă, iată, un plural, nu un singular. Nu un acuzativ ca subiect direct, ci un genitiv. Și la auzire, auzitul defectuos putea să schimbe sensul unui cuvânt. Nu mai vorbim de epsilon și ita, care iarăși se pronunță i, auzim i, dar cu diferențe enorme în text. Ei, toate aceste lucruri defectuos auzite, toate aceste vocale defectuos auzite, au schimbat enorm de mult în text. Apoi, greșeli intenționate, în special două, și anume judecata pripita copiatorilor, când au încercat ei să intervină în text copiind, crezând după ei cum ar fi o variantă mai bună comparativ cu alta, și atunci au lucrat în special la prepoziții sau la conjuncții și, iată, puteau să înlocuiască un che cu de, care însemnează enorm de mult în gramatical, sau un peric cu iper, e vorba de cazuri, prepoziții care introduc cazuri, etc. Sau prepoziții is, en, una arată direcția, deși înseamnă același lucru, alta în, dar pasiv, înăuntru, o acțiune care se petrece undeva înăuntru, nu în mișcare. Deci toate aceste lucruri au creat enorm de multe diferențe de text. Și apoi, tot intenționată, interpretarea textelor, când acești copiatori, acești copiști, intenționat au schimbat anumite cuvinte, crezând că sunt mai potrivite pentru ideea care o reprezintă textul decât altă. Și așa au apărut multitudinea de variante în istorie la text. Mergem mai departe. Sigur că atunci s-a simțit nevoia reconstituirii textului. Care este textul cel adevărat? Astăzi vreau să vă spun, avem 3500 de variante la text. 3500. Și mă întrebați acum, de atunci, care este textul original sau care este cel mai aproape de original și pe care trebuie să-l folosim, de unde ar trebui să se facă traducere? Imediat o să vedem. Reconstituirea textului prin analize și comparații în special. Dar ce să analizezi și ce să compari? Și iată ce. Codicii majusculi. Adică textul sfânt a fost scris pe pergament. Din pergament s-au făcut anumiți codici, adică ce avem noi, o carte cu mai multe file. Și cei mai importanti și vechi codici care cuprind Vechiul Testament și Noul Testament cu mici lipsuri sunt Codex Sinaiticus, secolul IV, care se găsește astăzi la Londra, în British Museum, poate fi văzut, care a fost descoperit de învățatul Tischendorf la mănăstirea Sfântei Ecaterina din Sinai. Într-un anumit context ajunge în Rusia și sovieticii îl vând englezilor pe 100.000 de lire. Și o mare bogăție a lumii ajunge astfel în British Museum. Puteți să-l vedeți care veți merge acolo. Este strașnic păzit într-o cutie de sticlă, dar poate fi văzut. L-am văzut personal, ni s-a deschis, eram un grup de teologi, s-a deschis cutia și n-am pus mâna pe, nu se dă voie, dar poți să-l vezi foarte de aproape. Codex Vaticanus, cu 759 de foi din secolul IV, foarte important, nu vă mai dau date despre acești codici. Studenții de la teologie știu foarte multe date, pentru că au mult de lucru cu aceste date în examene. Codex Alexandrinus, secolul V, 773 de fire, se găsește la Londra. E acest Codex Alexandrinus, probabil provenind de undeva din Africa, este dăruit de Kirill Lucaris, muzeului din Londra. Apoi, Codexul Parisiensis sau Ephemeris Scriptus, cu 200 de file, secolul 5-6, e acesta este un codex rescript. Ce s-a întâmplat cu el? De ce spune Ephemeris Scriptus? El a conținut Vechiul și Noul Testament, dar într-un anumit context s-a ras acest text și s-au scris pe textul ras 38 de opere, de lucrări din opera Sfântului Efrem Sirul. Tischendorf, printr-o tehnică chimică, a observat că în spatele textului scris
a operului lui Efrem Sirul, Sfântul Efrem Sirul, s-ar găsi un alt text. Și printr-o tehnică chimică aparte reușește să reconstituie textul de dinainte. Și astfel publică textul Vechiului și Noului Testament cât îl cuprindea acest codice, deși a fost ras. E o istorie întreagă cu acest codice de 200 de file, are unele lipsuri de cărți din Noul sau Vechiul Testament. Apoi, așadar, ca să înțelegem, ca să ajungem la un text cât mai aproape de original, luăm acest text de aici, că el este cel mai aproape de sfârșit de secolul I. Ne uităm pe el și îl comparăm, sigur, comparăm variantele din acest codice. Dar nu este suficient numai acest lucru. Și atunci mergem și la vechile traduceri. Adică merg specialiști în critica textuală. Să știți că există o disciplină în studiul Noului Testament, da, de critica textuală, o întreagă disciplină. Numai de acest lucru se ocupă, o să vedem imediat. Vechile traduceri, Itala, Vulgata, știm acum deja ce înseamnă Itala, Vulgata și Peșita siriană, vechile traduceri, care și din ele se ia textul de aici, traduce de prin secolul II, secolul III, se ia textul de aici și se compară cu cel de aici. Și ajungem iarăși cât mai aproape de un text original. Și colecțiile patristice. Acest lucru este foarte important. Și care sunt aceste colecții patristice ale părinților bisericii, unde textul a fost păstrat cât mai fidel în scrierile lor. Și iată, uitați-vă dumneavoastră ce colecții există astăzi, folosite de critica textuală, împreună cu codicii aceștia, cu manuscrisele, cu lecționarii și cu vechile traduceri. Patrologia orientală are 230 de volume ale părinților bisericii, unde apar texte biblice. Aceste texte biblice se iau de acolo, spre exemplu, textul din Ioan, care apare în această colecție. Se compară cu cel de aici, cu cel de aici și încet, încet se văd variantele și se ajunge la textul cât mai aproape de original. Corpus Christianorum, seria latină, 176 de volume, seria greacă, 69 de volume. Sau Surs Cretien, seria greacă și latină, 553 de volume. Sau colecția Min, foarte importantă, 410 volume acum, 162 în patologia greacă, asta înseamnă PG, și 250 în patologia latină, PR. Și atunci toate aceste lucruri comparate, analizate, duc la reconstituirea textului cât mai aproape de cel original. Închipuiți-vă ce muncă este aici. Mergem mai departe, așa s-au născut edițiile critice din această muncă, din această analiză, și prima este Poliglota din Alcala din 1517, după descoperirea tiparului, inițiată de cardenalul Francis Simenes. Când un tipograf, Froben, din Basel, a aflat că se publică o ediție critică a textului în limba greacă, revizuită și că va avea un succes pe piață, ceea ce s-a și întâmplat, îl vine repede la Erasmus, îl cheamă și spune, uite, haide, fă și tu acest lucru. Marele învățat Erasmus. Erasmus îl ascultă, probabil s-a gândit și el că i s-a promis și lui o sumă de bani, îl ascultă și începe și el să revizuiască textul. Dar n-a avut manuscris, n-a avut codici importanți, face o muncă fugitivă și el recunoaște acest lucru proastă calitate. Spre exemplu, pentru Apocalipsa a avut doar un singur manuscris, nici acela important. A apărut această ediție a lui Erasmus în 1517 mai repede decât cea a lui Simenes, pentru că l-a grăbit tipograful Froben din Basel ca să câștige niște bani. S-a trecut această ediție, dar fără calitate. Și dar primele încercări de aducere a textului calitativ spre faza de început. Apoi urmează Robert Ștefan, un învățat, în 4 ediții, încearcă și el un text critic. Apoi urmează aici, acestea toate reprezintă niște perioade. Urmează aici niște învățați, niște critici textuali, Lachmann, Tischendorf, Westphor, Hort, 1951-1982, care scos și niște ediții critice ale textului în limba greacă. Dar unde vreau să ajung? Aici, Hermann Freiherr von Soden, 1911-1913, scoate și el o ediție critică a textului. Însă, aceasta se părea că este o sinteză a acestor etape. Însă ce s-a observat? Că acest Hermann Freiherr von Soden nu prea a folosit pe cine? Pe părinții bisericii, adică colecțiile patristice. Și s-a spus, poate să aibă lipsuri, nefolosind citatele părinților bisericii, iată o bună parte din valoarea textului poate să rămână pe din afară. Și atunci apare ediția Nestle-Aland, Dr. Eberhard Nestle, publică o ediție critică a
Noului Testament și la 1904, textul, ediția lui este preluată de Societatea Biblică Britanică, nu este 4, iar pentru ediția 22 din 1956 îl ia și pe un mare învățat, pe Kurt Aland. De aici și numele de Aland, un expert în critica textuală, și după moartea lui Eberhard Nestle, fiul lui Nestle, Erwin, lasă toată această muncă lui Aland. Astăzi avem ediția 27 din 1993. Aceasta este. Aici este cu text biling, textul latin și textul grec pe o parte și pe alta. Aceasta este ediția de care vorbim. Însă, în 1966, prin fuzionarea societăților biblice greacă, engleză, americană, germană, olandeză, se publică The Greek New Testament, Londra 1966, acesta este. Sigur, după aceea revizuită ediția, o avem aici, la care au lucrat oameni importanți în critica textuală, catolici, protestanți, Metzger pentru teologi, Kurt Aland, Wickergren și alții. Deci iată unde am ajuns la aceste două ediții critice, cele mai importante ale textului grec. Acesta este cel mai aproape de original și de aici încep apoi traducerile textului în edițiile și în limbile popoarelor. Având, spre exemplu, în acest sens, o ediție iarăși importantă, ecumenică la Biblie, TOBU, Traducțion Ecumenic de la Biblie, avem aici, care merge sigur pe aceste ediții critice și apoi alte traduceri. O să vi le arăt la sfârșit. Apoi avem și noi o istorie în limba română a textului sfânt și în acest sens o să vă arăt Biblia lui Șerban Cantacuzino, Noul Testament de la Bălga din 1648 și sfârșim cu Biblia în altului Bartolomeu. Mergem mai departe, Biblia, adevăr sau mit? Numai ce v-aș vrea să vă spun, pentru că asupra acestui subiect vom reveni în următoarea conferință când vom veni mai aproape de suflet. Dincolo de aceste detalii tehnice, în conferința, în partea a doua a acestei conferințe, în seria a doua, vom veni mai aproape de suflet cu textul Bibliei. Acum o incursiune în istoria textului, în istoria drumului parcurs, dramatic drum parcurs de textul sfânt. Spune numai atât, pentru că vă las numai ideile asupra cărora vom reveni. Nu astăzi, în ediții următoare. O credință ca cea a primelor generații creștine care implica o loialitate absolută, chiar cu prețul vieții față de Mântuitorul Iisus Hristos, nu se putea baza decât pe adevăr și pe incontestabilitatea faptelor descrise și nu pe legende sau date inventate. Logica, rațiunea, postulează acest adevăr. Jertfele martirilor, apostolilor, cine își dă viața pentru o minciună, pentru un neadevăr? Nimeni. Cine își dă viața pentru un personaj al Bibliei, Iisus Hristos, care, așa cum s-a afirmat adesea în istorie, n-a existat. Or, Biblia de mărturie despre personajul, despre persoana Mântuitorului Iisus Hristos, Dumnezeu adevărat și om adevărat, profețit în Vechiul Testament și întrupat în Noul Testament. Biserica până azi la baza ei stă cuvântul Scripturii. Dacă cuvântul Scripturii ar fi fost un mit, o legendă, o poveste goală, cum ar fi rezistat biserica până astăzi pe această bază? Biblia, cea mai citită și tradusă carte din lume, vă rog să vă uitați acolo, tradusă, uitați-vă, până în momentul de față, în peste 1280 de limbi. Nici o altă carte a lumii, a istoriei, n-a fost tradusă în atâtea limbi. Se putea traduce în atâtea limbi un basm? O carte care cuprinde mituri și legende? Uitați-vă, în 1966, lucrau pentru traducerea Bibliei. Din Enciclopedia Britanică am luat această dată, nu știu cât sunt astăzi, n-am mai avut timp să mă documentez, lucrau 3.000 de oameni pentru a traduce Biblia în 1966, în limbile popoare. Pentru ce 3.000 de oameni? Să traduci o minciună? Să traduci un mit? Să traduci un basm? Nu. Se traducea viața. Se traducea și se traduce cuvântul vieții, care așa cum am văzut la început, dă viață lumii și ne dă nouă viață. Dovezi istorice
păgâne pentru persoana lui Iisus Hristos în centrul Bibliei. Și nu am luat nici creștine, ca să spunem că aducem în spațiul nostru de referință argumentele, un păgân. Am luat un exemplu numai, un istoric. Nepoți și fiu adoptiv al lui Plinul cel Bătrân, proconsul al Bitine, Plinul cel Tânăr, întrețin o corespondență cu împăratul Traian. Păstrat în 10 volume această corespondență. În volumul al 10-lea, el face un raport, Pliniu, lui Traian, referitor la situația politică, socială, religioasă din provincia pe care o guverna, în care face referire și la creștinii pe care îi supraveghea. Această scrisoare lui Plinius, cel tânăr, către Traian, este, și aici v-aș ruga să fiți atenți, primul text latin în ordine cronologică în care este menționat Mântuitorul Hristos ca persoană istorică, reală. Și dacă el a existat ca persoană istorică reală și cartea care a scris despre el este reală, este o istorie, nu este un mit, nu este un basm, este un adevăr. Și vă arăt și textul. Din scrisoarea 10 rezultă. Neștiind dacă pedepsele trebuiau aplicate Pliniu, deci proconsul, global sau diferențiat în funcție de vârsta sau atitudinea de acelor judecați, Pliniu explică împăratului Traian modul în care a procedat. Și iată ce zice el. Celor care negau că sunt sau au fost creștini, invocând zeii după formula rostită de mine și aducând ofrande de vin și de tămâie, statuii tale, care poruncise să fie aduse în acest scop împreună cu statuile divinităților, dacă pe lângă acestea au hulit pe Hristos, fapt despre care se spune că nu pot fi siliți în niciun chip să facă cei ce sunt cu adevărat creștini, am socotit că pot să le dau drum. Deci amintește de Hristos, toată această realitate legată de creștini este obiect al istoriei. Cine poate să scoată din istorie persecuțiile împotriva creștinilor? Poate cineva? Nimeni. Deci este o realitate. Despre alți creștini, Plinius scria că la început au mărturisit că sunt creștini, dar în cele din urmă, unii chiar s-au lepădat sau s-au închinat statuii tale și au gulit pe Hristos. Din nou, unii s-au lepădat. Iată ce scrie corect Pliniu lui Traian. Acest lucru îl găsiți, pentru cei care vreți să vă documentați, în Pliniu cel Tânăr, scrisoarea 10, în volumul Opere Complete, traducere, note, prefață de Liana Manolac, editura Univers, București, 1977. Cred că s-a revenit în alte ediții asupra acestui lucru. Tot din scrisoarea 10 se vorbește de adunarea creștinilor care cântau lui Hristos o cântare și care, prin jurământ, se obligau să nu făptuiască vreun furt, tâlhărie sau adulter, să nu-și calce cuvântul dat, să nu tăgăduiască în fața justiției dacă au primit ceva în păstrare. După toate acestea, obiceiul era să se adune din nou pentru a lua masa în comun, adică o hrană nevinovată. Este vorba de Euharistie. Pliniu, un istoric al timpului. Scrie unui alt personaj al timpului, istoric Traian. Reflexie, mesaj și ultima problemă. Tu creștin sau cititor al viacului al 21-lea. De ce deschizi Biblia? Deci dacă o faci, de ce o faci? Pentru a ști. Dacă o deschizi pentru a ști, nu o vei uita. Niciodată. Dar iată ce vei găsi și de ce nu o să uiți, dacă o deschizi pentru a ști. Vei găsi istoriografie în ea, vei găsi poezie lirică, vei găsi legislație, vei găsi pagini profetice și apocaliptice, vei găsi proze scurte și nuclee de roman, vei găsi scene dramatice, o să afli sentințe aforistice, o să afli și eseuri filozofice, etc. Dar o să afli și inadvertențe. Și nu știu când va fi timpul să vorbim și despre acestea. Așadar, dacă o deschizi pentru a ști, nu o să uiți niciodată, pentru că toate acestea te vor copleși. O deschizi pentru a înțelege? Dacă o deschizi pentru a înțelege, vei afla când ea găsești viața. De nicăieri nu se află acest lucru. Numai de aici. Și iată ce spune Mântuitorul.
Eu am venit ca oile mele să aibă viață și acest lucru le interesează. Și încă din belșug. Atunci o să găsești viața când o să o deschizi ca să o înțelegi. Și iată încă un text. Viața, dincolo, veșnică este să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis. Biblia vorbește despre El. Și nu o altă carte. Vorbește despre viața ta veșnică. Nu o deschizi? De ce nu o deschizi? Sau ce se întâmplă dacă nu o deschizi? Vei trece pe alături de viață. Asta nu o spun eu, nu o spune altcineva, va fi experiența fiecăruia în parte. Nu o deschizi, treci pe alături de viață. Biblia în fața cititorului de astăzi poate să fie ca o prescură. Știți și cei care părțineți altor confesiuni, altor biserici creștine, toți știți ce este prescura în spațiul ortodox, care poate să rămână pentru un creștin o pâine de ospită. Și mult, dacă rămâne și așa. Poate să devină pentru cel credincios și care se apropie de biserică, o ană. Celălalt lucru, o pâine sfințită. Sau poate să se transforme în trup euharistic, adică în împărtășare. Când s-a transformat în trup euharistic, ea nu mai este un obiect de cunoaștere, de analiză, de a fi gustat. Nu este un aliment simplu, ci este o identificare cu Hristos. Când Biblia, că cuvântul lui Dumnezeu nu mai este un element doar, sau o carte, sau un cuvânt doar de citit, de gustat, de știut, te identifică cu Hristos. Identificându-te cu Hristos, te identifici cu viața. Și acum, ultimele două slide-uri, vă rog să fiți atenți aici. Cum mi-am imaginat eu raportul omului cu Biblia și aceste scheme de aici o să le reluăm în edițiile următoare pe această temă. Eu în centrul lumii, în centrul vieții, și adesea ne punem pe noi, adesea. Eu. Și când sunt eu în centrul vieții și al istoriei, ce se întâmplă? Toate relațiile aceste săgeți sunt relațiile care pornesc prin realitatea din jur, care ne mișcăm, că acest cerc este viața. Și punctele în care ajung aceste săgeți sunt problemele noastre, cu care ne confruntăm. Când toate pornesc din mine, numai din mine, și se opresc în punctele vieții cu soluția eu, Biblia rămâne pe din afara vieții. Și atunci ai rămas tu doar cu tine însuți și cu ajutorul limitat ce ține de persoana ta. Viața ta este în afara vieții tale. Când Biblia este în centrul vieții tale, toate relațiile tale spre punctele vieții, aceste puncte unde ajung săgețile, că acest cerc, circumferința, este sfârșitul vieții. Toate aceste puncte care marchează relație vieții, când pornesc din Biblie, toate pornesc cu soluția lui Dumnezeu. Toate pornesc cu ajutorul lui Dumnezeu. Toate pornesc cu o forță dincolo de om. Și tu ești undeva lângă Biblie. Și unde te situezi tu? În cercul de referință al lui Dumnezeu, a cuvântului vieții. Atunci nu mai ești limitat doar la o putere care ține de tine, om limitat. Biblia este singura carte care cere un răspuns. Singura carte. Nimeni, nicio altă carte, niciun alt autor n-a cerut un răspuns. Toate sunt cărți frumoase, că ne-a impresionat, le citim. Biblia este singura care îți cere un răspuns. Și asupra acestui lucru, o temă importantă în ediția următoare pe acest subiect. Întrebarea mea. Și mie, mi-o pun și ție. Ai dat un răspuns la ea până acum?
Ai un răspuns? Astăzi? La ce-ți cerea? Vă mulțumesc! Nu aplauzele sunt importante, ele exprimă sigur ceva din dumneavoastră, dar vreau să ne înlocuim cu timp de care avem nevoie. Și pe slide-ul acesta aveți adresa noastră, a conferinței noastre. Conferința următoare, 16 iunie, ora 19 aici, și tema Rusaile și creștinismul contemporan. Vom avea invitat pe preasfințitul Crihelmeanu de la Biserica Greco-Catolică. Ce înseamnă rusaliile în creștinismul contemporan de astăzi? Veți vedea atunci dacă înseamnă ceva. Sau dacă mai există un rusali în creștinismul de astăzi. Atunci vom vedea ce înseamnă, de fapt, rusaliile.